modul în care s-au desfășurat alegerile la Neamț și propunerea de alegeri comasate, din punct de vedere strategic pentru PDL, contează foarte mult, pentru că e clar, ei și-au făcut o anumită strategie politică în legătură cu anul electoral următor și, într-un fel, am putea spune că au avut o fază pilot la Neamț, unde au testat anumite comportamente și tacticii electorale locale, modul în care populația poate fi convinsă să voteze într-un fel sau altul. Ceea ce conține această strategie, deci este o opinie personală ceea ce spun eu, dar vreau să spun tocmai pentru a atrage atenția asupra acestui fapt, este eliminarea mizei politice din actul de votare. Întreaga analiză pe marginea acestui subiect o veți putea urmări în cadrul emisiunii Ediția Specială după Jurnalul de Știri.